Bună prietenă, adică hai să deschidem setul Toca Boca. Ia uita ce frumos este. Mie îmi vine să nu-l desfac pentru că arată așa de fain și frumos. Uitați-vă. Scrie Toca Boca. Aici avem desenul care înseamnă Toca Boca. Și după cum observăm pe spate avem niște culori. Vă dați seama ce înseamnă aceste culori? E foarte simplu, priviți, uitați. Ce culoare este oare? Adică, știți voi, ce culoare are haina fetiței, adică bluzița ce culoare are, depinde că ea este roză și adică albă și există de diferite culori, adică știu. Eu cred că este roză, este culoarea mea preferată, sau albastru, sau portocaliu, care îmi place cel mai mult, sau galb. Eu cred că roz, sau portocaliu, dintre astea două, eu cred că roz. Hai să deschidem. Avem nevoie de o farfecă și un scoci. Vă întrebați de ce trebuie scoci? Vă arăt după ce despachetăm tot. Avem nevoie de o farfecă și uitați-vă. Aici arată niște linii. Trebuie să tăiem după aceste linii. Încercăm. Uite așa, am tăiat jumătatea asta, punem deoparte, o arătăm noi după aia și acum, hai să vedem. Sunteți curioși? Voi sunteți curioși, a? Și eu sunt foarte curioasă ce culoare are bluza. Avem o fustiță roză, o fustiță roză. Oare și bluzița este roză? Asta înseamnă cam dubios. Haideți să vedem dacă și bluzița este roz sau fustița, dar este sigura fustița roz. 3, 2, 1, la fustiță, la bluzică! Oh, nu, acesta este părul fetiței din Toca Boca. Îl punem pe părul și trebuie și un breton, vă arăt după aia. Uitați, dacă nu știți de ce am luat acest set, pentru că am văzut și este din hârtie Mystery Box. Mystery Box, Toca Boca, hârtie. Așa scrie, așa am decis să iau și eu. Uitați că a căzut ceva din punguță. Uitați ce fetișoară drăguță are fetița, uitați-vă ce drăguță este! Hai să o punem și pe ea. Hai să vedem ce mai se află înăuntru, că eu sunt extrem de curioasă cum arată fustița fetiței. Adică, acesta este bretonul, uitați bretonul fetei. Acesta se asortează. Și fustița are culoare albă. Și este cu o brioșică cu ochișori, foarte drăguț. Și pe lângă asta, astea toate, mai avem fetița. Uitați fetița. Haideți să o îmbrăcăm pentru că este foarte interesant. Avem nevoie de un scotch pentru că v-am zis. Cred că prima dată o să încep cu fetișoara. Luăm așa. Punem fetișoara. Uitați! Nu cade pentru că am limbit-o eu cu scotch. Acum, cred că o să-i pun fustița aceasta. O să pun fustița roză. Fustița roză. Un pic mai mic. Voi dacă îmi scrieți în comentarii, eu răspund la orice în diferite videoclipuri. Răspund dacă voi îmi scrieți ceva în comentarii.
Uau, arată foarte drăguț. Wow! Wow! Acum hai să-i punem bluzița aceasta foarte drăguță. După cum ați văzut, uitați ce unghiile mele sunt cu sclipici și sunt așa cu sclipici. Vedeți, eu mi le-am făcut pentru că, după cum vedeți, am oja cu sclipici și am și un ruj. Ruj nu mi l-am cumpărat de la Auchan, dar oja asta mi-am cumpărat de la Auchan. Acum, haideți să-i punem bluzița mică, cu, foarte drăguță, cu brioșica. Opa. Hop. Hop. Uitați, așa arată bluzița cu scoci. Hai că sunt sigură că o să arate foarte drăguț și că o să-i vină bine bluzița. Fetițo, stai liniștită că o să-ți vină bine bluzița. Wow! Vă arăt la final cum o să iasă, da? Să-i punem și părul. Vă arăt la final cum o să iasă, da? Hop, hop. Așa arată un breton cu scotch. Așa. Îi punem și curăța. Doamne, îmi place foarte mult acest set-o ca boca. Punem așa păruțul. Hop, așa. Hop, așa. Să mai punem și de scot. Și cam așa arată fetița de la Toca Boca. Nu avea încălțări, că am văzut un set prima dată, că scrie fără încălțări când am luat acest mystery box, Toca Boca. Am văzut că nu scrie fără pantofiuri, pentru că au zis că era mai frumos așa să creeze. Uitați! Dacă vă place, nu uitați să dați like, să vă abonați. Scrieți în comentarii dacă am pus ceva strâmb sau drept. Dacă vă place, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa, pa! Azi o să filmez alt videoclip. O să mă gândesc un pic cu ce să-l fac pentru voi. Pentru voi. Dar, de fapt, ăsta este scopul meu, să vă fac să râdeți, să zâmbiți. Da. Videoclipul pe care tocmai l-am filmat sau care tocmai o să-l postez. Dar țin minte că nu l-am filmat, așa că o să filmez ceva foarte nou pentru voi. Pentru voi, da, pentru voi. Și ne vedem în următorul episod în care filmez cu ceva. Da, cu ceva. Cu ceva. Cu așa, cu ceva, da, o să vedeți voi după aia cum o să arate videoclipul și eu vă spun pa, pa!